395, întrebarea aceluiași. Când e timpul potrivit ca să-ți aduci aminte de Dumnezeu și de frica Lui, ca ele să-ți pricinuiască străpungerea pentru păcate? Răspuns. Focul are o fire fierbinte și cel ce voiește să se folosească el nu-l aprinde totdeauna, ci voiește să-l țină ascuns ca să-l aprindă și să se încălzească când vrea. Așa trebuie făcut și aici. Dar îndemnurile de la diavol intră și se seamănă că nu e vremea potrivită luând chipul fricii lui Dumnezeu cu voința de a arunca pe cineva în întristare sau de a-i tulbura mintea, ca să nu se ocupe cu cercetarea gândului pe motivul lucrării ce îi stă în față. Căci acesta este și meșteșugul celor ce gerpesc casele oamenilor. Pentru că dacă nu-i află ocupați cu altele, nu pot să ia în stăpânire. Deci aduți aminte de Eclesiastul care zice, este o vreme pentru orice lucru, Eclesiast 3.1. Și spuneți, voi face deocamdată ceea ce îmi stă în față cu frica lui Dumnezeu și apoi mă voi ocupa de gândul ce mi-a venit, nu cu înțelepciunea mea, ci cu puterea lui Dumnezeu care cercetează inimile și rărunchii noștri. Să-ți fie timpul potrivit acesta, cel de dimineață și de seară, spre cercetarea gândurilor, privind cum a trecut noaptea și ziua. Și de vezi o greșeală, străduiește-te și o îndreaptă cu ajutorul lui Hristos. Nota 561. Abia acum se dă răspuns întrebării dacă e bine ca cineva, sub pretextul fricii de Dumnezeu, să treacă de la un lucru la altul și să nu-l facă pe niciunul cum trebuie. De fapt, celui cu pas să facă un lucru bun, dacă îi vine deodată amintirea unui păcat trecut, însoțită de frică și de întristare, e ca să-l oprească de la împlinirea acestui lucru. De aceea, varsa nu fie, îi fixează adresatului timpuri anumite pentru amintirea cu întristarea păcatului său. Omul trebuie să fie stăpân pe gândurile sale, chiar când ele sunt bune, nu să se lase stăpâni de ele. El trebuie să reglementeze timpul când să le dea intrare în minte, nelăsându-le să intre când vreau ele. 396. Întrebarea aceluiași. Adeseori uitarea ce-mi vine slăbește amintirea celor mai multe din greșelile mele. Ba uneori amintirea lor mi se șterge cu desăvârșire. Ce să fac? Răspunsul lui Varsa nu fie. Sunt unii oameni neștiutori de carte care în temelul unor învoieli au împrumutat lucruri de ale lor unor oameni cinstiți. Aceștia însufletiți de credința față de învoiala cu aceia, dacă aceia uită de vreun lucru împrumutat lor, le spun, vă vom întoarce tot ce știți că vă datorăm. Poți tu afla vreun debitor mai cinstit ca Dumnezeu, care să știe și cele ce nu i le-ai dat încă? Încredințează-i deci lui greșelile uitate și spune-i, stăpâne, pentru că și aceasta este o greșeală, că am uitat greșelile mele și numai ție, cunoscătorului de oameni, ți-am greșit în toate, iartă-mi-le toate după iubirea ta de oameni. Căci în aceasta se arată mărirea slavei tale, în a nu le face celor păcătoși după păcatele lor, iar tu slăvit ești în vecii vecilor. Amin. Nota 563. Slava lui Dumnezeu se arată în mila lui eficientă. Cine e mare e milos. Dar cu cât e cineva mai milos, cu atât poate schimba mai mult pe oameni. Mila e puterea eficientă pe planul spiritual. Iar tu slăvit ești în veci. Amin. 397. Întrebarea aceluiași. Câteodată mă zmintesc de vreun lucru și îndată mi se arată că m-am zmintit pe nedrept și aceasta mă rușinează. Este oare aceasta de la Dumnezeu spre îndreptarea mea sau de la cel rău spre o sândă? Răspunsul lui Varsa nu fie. Dacă luăm seama la înțelesul răspunsului de mai înainte, vedem că și întrebarea aceasta îți găsește dezlegarea în el. Precum s-a spus, dacă nu dovedim prin fapte amintirea fricii lui Dumnezeu și străpungerea pricinuită de aceasta, ne osândim, așa dacă ne îndreptăm prin fapte, certarea ne este de la Dumnezeu spre mântuirea noastră și nu prin lucrarea diavolului spre osândirea noastră. 398. Întrebarea aceluiași către același. Dacă pierd un lucru și temându-mă de osândire, nu osândesc pe cineva care avea acel lucru, dacă îl bănuiesc, e nepotrivit să cercetez dacă l-are cu adevărat, căci nu suport să-l pierd. Răspunsul lui Varsa nu fie. Nu e nepotrivit să cercetez dacă are acel lucru, dar dacă s-ar dovedi că l-are, să nu cauți să-l rușinezi, ci mulțumește-te să recâștigi acel lucru. 399. Întrebare și rugăminte. Un mirean iubitor de Hristos a destăinuit aceluiași bătrân greșelile sale și s-a rugat pentru iertarea lor. Iar bătrânul răspunzând i-a zis,
Cel ce își descopere păcatele sale capătă iertare de ele, nota 564, se îndreptează de ele. Nu e numai o iertare a lor, ci și o îndreptare a omului ca să poată să nu le mai săvârșească. Mărturisirea păcatului e condiția fundamentală pentru îndreptarea omului de ele. Prin mărturisirea lor, îi se sensibilizează inima din învârtoșarea și superficialitatea care o făcea să se complacă în rău. Începe vindecarea omului datorită unei lucrări a lui Dumnezeu, care se produce prin cuvântul ce îi se spune de vreun credincios, dar mai ales de preot, trăitor continuu al responsabilității sale pentru oameni în fața lui Dumnezeu. După Scriptura care zice, spune tu întâi păcatele tale ca să te îndreptezi. Isaia 43:26 și iarăși, zisam, mărturisi-voi împotriva mea, fără de legea mea Domnului, și tu ai iertat necredința inimii mele. Psalmul 31:5. Să ne păzim, frate, însă de aci înainte, că cele de până acum ni le-a iertat Dumnezeu. 400. Întrebarea aceluiași către același bătrân. Spune-mi, părinte, cum se face că sufletul meu nu plânge, măcar că are multe răni? Răspunsul lui Varsa nu fie. Cel ce simte ce a pierdut, vrea să plângă ce a pierdut. Și cel ce dorește un lucru, ia asupra lui multe călătorii și necazuri, în stăruința de a dobândi lucrul dorit. 401. Întrebarea aceluiași către același bătrân. De vrea cineva să facă un lucru bun pentru câștigul său din altă dorința lui, îi se socotește aceasta oare spre dreptate? Răspunsul lui Varsa nu fie. Știm că dacă postește cineva amestecând în postirea lui ce va voi de el, sau căutând slava omenească și vreun câștig din ea, postirea aceasta face scârbă lui Dumnezeu. Căci și israeliții posteau, dar pentru că săvârșeau nedreptatea în zilele de post și împlineau voile lor, Dumnezeu i-a osândit prin prorocul Isaia zicând, nu acest post l-am ales eu. Isaia 58:5. Așa și aici. Tot lucru bun care nu e făcut din singura iubire a lui Dumnezeu, ci are amestecat în el voia proprie, e spurcat și respins de Dumnezeu. Aceasta se poate cunoaște și din legea dumnezeiască, căci zice, să nu semeni în ogorul tău sămânța amestecată, nici să-ți faci haina din in și din lână. A doua lege 22:9-11. Și dacă vrem să vedem că aceasta s-a spus despre fapte, Eclesiastul o tâlcuiește aceasta zicând, hainele tale să fie pururi albe. Eclesiast 9:8. Prin aceasta arată că fapta trebuie să fie totdeauna curată. Dacă deci ceea ce se săvârșește are ceva din voia celui ce o săvârșește, fapta s-a întinat și nu este plăcută lui Dumnezeu. Dar și Domnul a spus despre fapte ucenicilor săi. Păziți-vă de prorocii mincinoși care vin la voi îmbrăcați în piei de oaie, dar pe dinăuntru sunt lupi răpitori. Din roadele lor îi veți cunoaște pe ei. Matei 7:15-16. Să ne străduim de să nu facem pentru nimic altceva decât lucrul lui Dumnezeu, decât numai pentru Dumnezeu. Nota 566. Când facem un lucru pentru Dumnezeu, îl facem cu adevărat pentru alții, căci Dumnezeu le îndreaptă pe toate spre oameni. Atunci slujim lucrării Lui pentru mântuirea, pentru fericirea veșnică a oamenilor. Dacă facem ceva pentru oameni, cu excluderea lui Dumnezeu, nu îi ajutăm să ajungă la fericirea adevărată, când le închidem calea spre Dumnezeu. Dacă nu e făcut astfel, nu are Dumnezeu nevoie de noi ca să fie făcut prin noi. Căci nu îi lipsește lui Dumnezeu altceva prin care să se săvârșească în chip neîntinat lucrul Lui. Săvârșind deci binele, să veghem ca nu cumva să ne facem nefolositoare osteneala din pricină că ținem să ne facem voia noastră. 402. Întrebarea aceluiași către același. Deși sunt mai târzielnic la învățătură, învăț totuși mai repede psalmii. Oare îmi vine aceasta de la dragi? Răspunsul lui Varsa nu fie. Toate câte ți le îngăduie Dumnezeu să le înveți, învață-le cu smerenie. Căci învățarea cu ușurința cuvintelor lui Dumnezeu nu vine de la diavol, ci e o sămânță a lui Dumnezeu. Dar dacă cineva nu e cu gândul la Dumnezeu, îi seamănă și vrăjmașul neghina lui. Matei 13:25. Iar de vrei să-ți merești gândul, spune-i pilda. Deprimește cineva de la stăpânul un număr de arginți ca slugile acelea, Matei 25:14, și nu câștigă cu ei și nu-i înmulțește, ce va păți? Și îți va răspunde, ca sluga aceea care a îngropat argintul stăpânului său, drept urmare spune,
Deci nu te mândri că ai umplut văzduhul cu vorbe neroditoare, că cele sunt spre osânda mea. 403. Întrebarea aceluiași către același. Dacă binele este de la Dumnezeu, dar s-a dat și păcătoșilor, pentru ce s-a dat și acestora? Răspunsul lui Varsa nu fie. Toată darea cea bună e vădit că e de la Dumnezeu. Iacob 1.17. Căci El fiind bun, toate cele bune vin de la El, celor drepți ca unora ce sunt vrednici, iar celor păcătoși, ca făcându-lui se bine să vină la pocăință. Că spune dumnezeiescul Pavel, eu sunt cel din tâi dintre păcătoși, dar am fost miluit, ca Hristos să-și arate întâi în mine toată îndelunga lui răbdare. 1 Timotei 1.15-16 404. Întrebarea aceluiași către același. Cum se poate mulțumi cu vrednicie lui Dumnezeu? Răspuns. Când oamenii care nu sunt nimic dau cuiva un lucru cât de mic sau îl scapă pe el din nisca în necazuri grele, acela remărturisește mulțumirea și vestește tuturor binele ce i s-a făcut. Cu cât mai mult și cu ce gură nu trebuie să-i mulțumim noi lui Dumnezeu, care pururea ne umple de bunătate, căci întâi ne-a creat, apoi ne dăruiește ajutorul său împotriva vrăjmașilor, înțelepciunea inimii, sănătatea trupului, lumina ochilor, suflarea vieții și, ceea ce e mai mult decât toate, timp de pocăință și putința de a primi trupul și sângele lui spre iertarea păcatelor și întărirea inimii, căci pâinea întărește inima omului. Psalmul 103:17. Și dacă cineva a socotit că aceasta s-a zis despre pâinea materială, pentru ce zice iarăși Duhul că nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul ce iese din gura lui Dumnezeu. A doua lege 8:3. Dar dacă oamenii își răsplătesc și își mulțumesc pentru lucruri materiale și stricăcioase, ce putem da în schimb celui ce s-a răstignit pentru noi, dacă vrem să-i dăm și noi ceva în schimb? Trebuie să îndurăm până la moarte pentru el. Nu e greu de să înțelegi mulțumirea datorată lui Dumnezeu de oameni, mai ales de cei păcătoși odată ce El a murit pentru noi. Dacă vrei să-i mulțumești unui om închis pentru tine, peste putrele tale nu trebuie cu cât mai mult să-i mulțumești celui ce a murit pentru tine. Să știi aceasta, că niciodată nu ajunge să-i mulțumim după vrednicie. Totuși să-i mulțumim după puterea noastră, atât cu gura, cât și cu mâinile. Și prin iubirea Lui de oameni, ne va lua în seamă și ne va număra împreună cu văduva aceea pentru cei doi bănuți a ei. Marcu 12:42. Acestea să fie spuse despre păcătoși, căci drepții chiar de sunt tăiați în bucăți și omorâți, aduc prisos de mulțumită după Sfântul Apostol care zice, în toate mulțumiți, 1 Tesaloniceni 5:18, se înțelege lui Dumnezeu, că Lui se cuvine slava în veci. Amin. 405. Întrebarea aceluiași către același bătrân. Oare e cu putință ca dracii să facă bine cuiva? Și cum se arată că binele acela e drăcesc? Și care e deosebire între el și binele dumnezeiesc? Răspunsul lui Varsa nu fie. Se întâmplă să se creadă că poate veni cuiva un bine de la cel rău spre amăgirea lui. Dar tot binele care vine de la diavol spre înșelarea omului, cerceta cu deamănuntul se dovedește un lucru prefăcut. Căci este mincinos și adevăr, nu se află în el, precum dovedește sfârșitul ultim la care ajunge. Că sfârșitul luminii este întunericul, după apostolul care vorbește despre îngerii diavolului care se prefac în slujitori ai dreptății, dar al căror sfârșit e după faptele lor. 2 Corinteni 11, 14-15 sau după Mântuitorul care zice, din roadele lor îi veți cunoaște pe ei. Matei 7-16. Dacă cercetezi într-o cunoștință și cu dreaptă socoteală, vei afla neîndoielnic că în binele socotit de la diavolul nu e nicio urmă de bine, ci sau slavă deșartă, sau tulburare, sau altceva de felul acesta. Nota 571. În binele adevărat, izvorător din Dumnezeu, totul e clar, curat și sincer. Și așa îl face și pe omul prin care se împlinește și în care se imprimă. Binele părut, dimpotrivă, îl face pe om întortocheat, tulburat, neliniștit, prefăcut, căutător de cărări strâmbe, de laturi întunecate. Prin el nu se realizează omul adevărat, drept, străveziu, luminos. Binele lui Dumnezeu sporește pururea lumina și smerenia inimii și duce pe om la liniște. Deci dacă din neștiință cădem sub vreo amăgire acelui viclean, dar pe urmă descoperim ispita, să ne întoarcem noi înșine și să alergăm
la cel ce poate să alunge ispita. Dar trebuie să știm că unii cunosc îndată de la început deosebirea. Însă cei păcătoși numai din sfârșitul la care se ajunge prin ispită, așa cum un aurar încercat primind un juvaier, poate spune înainte de a-l proba în foc că e aur, pe când cel neîncercat nu află aceasta decât după ce îl probează în foc. 406. Întrebare. Când se dă pe față binele socotit că vine de la dragi, spune-mi, cum poate scăpa cineva de primejdia lui? Răspuns. Trebuie să socotim totdeauna cele bune ca bune. Dar dacă se dovedește că ceea ce pare bun e rău, trebuie respins. Iată o pildă. Devede cineva o mâncare și o socotește bună, dar gustând-o, află că e amară și o lapă dândată din gură și se îngrețoșează de ea din pricina mărăciunii, fie că e nucă sau migdală sau altceva, nu e vinovat pentru gustare. Dar dacă descoperind amărăciunea stăruie a o mânca, umplându-și stomacul de amărăciunea ei, se face vinovat de fapta lui. Așa și aici. Dacă diavolul și-a bătut joc de om și acesta află și spune, Stăpâne, cel rău și-a bătut joc de mine, iartă-mă, Domnul îl iartă, căci e milostiv. Și să știi, iubitule, că Dumnezeu nu lasă pe cineva să fie ispitit peste puterea lui. 1 Corinteni 10:13. În toate să împățișăm lui cererea noastră și el ne va ajuta să deosebim binele adevărat de ceea ce pare bine. Lui se cuvine slava în veci. Amin. 407. Întrebare. Dacă un lucru îmi pare după Dumnezeu, dar un gând contrar se împotrivește, împiedicându-mă să-l fac ca nefiind bun, cum pot cunoaște de ei cu adevărat bun? Răspuns. Dacă lucrul ți se pare că e după Dumnezeu, dar îi se împotrivește un gând contrar, se poate cunoaște din aceasta dacă este cu adevărat după Dumnezeu. Dacă rugându-ne, inima noastră se alipește cu tărie de acest lucru și încrederea ei sporește în loc să scadă, atunci fie că gândul contrar stăruie să ne necăjească, fie că nu, să știm că lucrul este după Dumnezeu. Căci împotrivirea față de acest bine ne necăjește din pisma diavolului. Dar binele se face și mai vădit prin rugăciune. Iar dacă binele acela e numai părut și ni s-a strecurat de diavol, care se împotrivește și față de el, atunci și ceea ce pare bine scade în arătarea lui ca bine, dar scade și împotrivirea vrăjmașului față de el. Căci vrăjmașul produce părerea că se opune chiar gândului strecurat de el, ca prin aceasta să ne amăgească să-l socotim drept bine. Nota 572. În ultima instanță, rugăciunea făcută cu seriozitate ne dă putința să decidem dacă un lucru pe care vrem să-l facem e de la Dumnezeu și trebuie să-l facem sau nu. Ea ne scoate din îndoiala dacă un gând e cu adevărat de la Dumnezeu sau e numai la aparență de la El. 408. Întrebarea aceluia, deci ce urmează? Când binele se face fără necaz, nu este după Dumnezeu sau când mi s-a întâmplat să fac un mic bine, fără să mă fi necăjit vreun gând, oare l-am făcut la vremea potrivită și nu place lui Dumnezeu ceea ce s-a făcut? Luminează-mi, te rog, Părinte, inima. Răspuns. Dacă făcând cineva un bine n-a avut vreun gând care să-l necăjească, nu trebuie să creadă că va rămânea fără vreun necaz. Fiindcă tot binele se înșiră pe calea spre Dumnezeu și nu minte cel ce zice, strâmtă și plină de necazuri e calea ce duce la viață. Matei 7:14. Nota 573. În două feluri se întărește omul care face binele. Prin faptul că îl face și prin faptul că rabdă cu tărie necazul pentru că îl face. Căci atât de la diavol, cât și din slăbiciunea întipărită în noi și în alții se ivește împotrivire față de binele ce vrem să-l facem sau l-am făcut pentru a ne trage în dărăt. Căci chiar dacă nu se ivește vreun necaz în vremea săvârșirii binelui, e de trebuință să fie necăjit omul după aceea. Iar când face cineva binele cu râvnă, nu simte necazul, dar nici nu se poate zice că nu-l trăiește, pentru că necazul ia multe chipuri. Căci dacă vrem să privim lucrul acesta mai amănunțit, vedem necazul fie ascuns în slava deșartă, că și aceasta ține de necazuri, fie într-o persoană care ne împiedică să-l vedem sau să facem acel bine, fie în faptul că după aceea avem nevoie de lucrurile date de noi prin binefacerea săvârșită. Nota 574. Necazul împreunat cu binele ce-l facem
poate fi și el mascat în slava de șartă sau în convorbirea lăudăroasă despre el cu vreo persoană, etc. Sunt forme care nu ne necăjesc, dar nici nu ne lasă să înaintăm prin binele săvârșit. Numai dacă ne-am încordat și în lupta de a depărta aceste umbre păcătoase de la bine, ne-am întărit cu adevărat sau am înaintat în libertatea noastră adevărată de rău, în omul de plin autentic. Fiindcă neavându-le la îndemână, ne întoarcem spre părerea de rău. Și iată că nu lipsește gândul care ne necăjește. Deci nu trebuie să avem siguranța înainte de vreme. Pentru că pe cei neînțelepți îi așteaptă necazul și după aceea. Deci fii întotdeauna înțelept și așteaptă mereu necazul, căci zice, m-am pregătit și n-am fost tulburat. Psalmul 18:60. Și fericit este cel ce are totdeauna înaintea ochilor gândul că a lui Dumnezeu este pământul și plinirea lui. Psalmul 23:1. Și cugetă că puternic este el ca să rânduiască precum voiește cele ale robilor săi. Unuia ca acesta nu-i pare rău de cele dăruite. Și dacă ne vine necazul, știm că spre cercarea noastră îl îngăduie Dumnezeu. Pentru că niciodată nu trece cu vederea pe cei ce se tem de el, mai ales pe cei ce lucrează pentru numele lui. 409. Întrebare. Oare gândește omul la vreun bine din propria sa voie? Răspuns. Se întâmplă de multe ori ca cineva să gândească la vreun bine din mișcarea gândului său natural. Dar și acesta trebuie pus în seama lui Dumnezeu, căci firea e făptura lui Dumnezeu. Și trebuie să știm că nu ducem acest bine la sfârșit decât prin porunca lui Dumnezeu. Căci când o punem pe aceasta înaintea ochilor, atunci se întărește prin ea inima noastră ca să împlinească binele. Nota 575. Conștiința de Dumnezeu și cunoștința unor porunci date de El ne întărește în a duce la împlinire o aspirație spre bine sădită în firea noastră. Căci această împlinire cere un efort pe care nu-l dă ușor firea noastră slăbită. Bunele intenții sunt încă departe de împlinirea lor. Între a dori să fii stăpân pe tine și a ajunge stăpân e o distanță mare. 410. Întrebare. Când fac vreun bine, cum trebuie să-mi smeresc cugetul? Și cum voi susține în mine disprețuirea mea odată ce am făcut binele? Răspuns. Pentru a-ți smeri cugetul când ai făcut tot binele și ai păzit toate poruncile, adu-ți aminte de cel ce a spus. Când veți fi făcut toate acestea, spuneți că sluși netremnice suntem, că ceea ce eram dator să facem, am făcut. Luca 17:10. Cu atât mai mult trebuie să-l smerim când încă n-am ajuns să împlinim nici măcar o singură poruncă. Și trebuie să fim cu grijă totdeauna la ceea ce n-am împlinit și pentru toată fapta bună să ne disprețuim zicând, nu știu dacă ea place lui Dumnezeu. Paterica Gaton 29. De fapt a face voia lui Dumnezeu într-o faptă e un lucru mare, dar e cu mult mai mare a o împlini în teorie. Căci aceasta constă în împlinirea tuturor poruncilor. A face voia lui Dumnezeu într-o faptă este numai o parte și încă foarte mică din împlinirea ei. De aceea a spus apostolul, cele dinapoi uitându-le și spre cele dinainte întinzându-mă. Filipeni 3:13. Deci câtă vreme cineva se întinde, nu se oprește, ci totdeauna se vede pe sine neajuns la țintă și înaintând spre ea. Căci el însuși a zis, cât suntem desăvârșiți, aceasta s-o gândim, Filipeni 3:18, să înaintăm, dar am mai spus și aceasta, și dacă gândiți și altceva, Dumnezeu vă va descoperi și aceea, Filipeni 3:15. Nota 578, chiar Sfântul Pavel admitea că ar mai putea gândi cineva și altceva și de aceea nu se încumetea să lămurească în privința aceea, ci nădăjduiește că îl va lumina Dumnezeu. 411. Întrebarea aceluiași. Când păzesc o poruncă, cum pot scăpa de mândrie ca să-mi dau seama că chiar dacă am săvârșit un bine, sunt străin de el? Răspuns. Frate, faptele bune trebuie să le socotim ca bune și să alergăm spre ele ca bune. Nu trebuie să ținem binele ca rău decât când nu face cineva binele după cum îi place lui Dumnezeu. Și acesta se face rău din pricina lipsei de discernământ sau de dreaptă socoteală a celui ce îl face. Trebuie ca omul să se străduiască să facă totdeauna binele și atunci celui lipsit de putere îi se dă prin harul lui Dumnezeu să-l facă cu frica lui Dumnezeu. Iar când se face binele prin tine, mulțumește dătătorului celor bune ca celui al căruia este binele.
iar pe tine disprețuiește-te zicând, dacă aș fi ajutat și eu la împlinirea lucrului acesta, aș fi fost și eu părtaș la bine. Și atunci te vei vedea rugându-te lui Dumnezeu cu străpungerea inimii ca să te învrednicească de binele făcut prin tine. 412. Întrebarea aceluiași către același. Dacă mi se întâmplă să dovedesc îndelungă răbdare în vreun lucru, mă cuprinde gândul mândriei. Ce trebuie să cuget în acest caz? Răspuns. Ți-am spus înainte că de ți se întâmplă să faci vreun bine, trebuie să știi că acesta este un dar al lui Dumnezeu din pricina bunătății Lui, că Cel pe toți îi miluiește. Dar ia seama la tine ca nu cumva pentru slăbiciunea ta să pierzi mila făcută de El cu tine, care se face cu toți păcătoșii. Dacă deci El a dat în chip bun, să nu pierzi ceea ce ți s-a dat în chip rău. Nota 580. Se repetă ce s-a spus în scrisoarea dinainte. Dumnezeu a putut face un bine prin tine, cum de altfel poate face prin toți păcătoșii. Căci orice bine ce se face, vine de la El. Dar dacă ți atribui binele făcut prin tine, ca printr-un agent fizic, ție, nu te faci părtaș de El, ci îi rămâi exterior. Iar chipul pierderii lucrului este acesta. A te lăuda pe tine că ai avut îndelungă răbdare și n-a uitat de Dumnezeu care a făcut binele. Prin aceasta nu numai că pierzi binele, ci spricinuiește o sândă, îndrăznind să pui pe seama ta aceea pentru care trebuie să nați mai degrabă mulțumită iubitorului de oameni Dumnezeu. Căci zice Apostolul, ce ai ce n-ai luat? Iar dacă ai luat, ce te lauzi ca și când ai luat? 1 Corinteni 4:7. Iar gândului ce te laudă pentru orice fel de lucru, spune că cei ce plutesc pe mare, chiar dacă li se întâmplă să se bucure de liniște, sunt încă pe mare și trebuie să se aștepte încă la furtună, la primejdie și la sfărâmarea corabiei. Căci scurta liniște nu-i asigură împotriva acestora. Numai atunci vor fi asigurați când vor intra în port. Ba mulți au văzut corăbile sfărâmate chiar la intrarea în port. Așa și păcătosul, câtă vreme este în lume, trebuie să tremure totdeauna de teama scufundării. Nu te lăsa niciodată amăgit ca să crezi gândului ce te laudă pentru fapta bună. Căci binele este a lui Dumnezeu și nu trebuie să ne încredem că va rămâne cu noi, dată fiind negrija noastră. Și atunci cum vom îndrăzni să ne înălțăm în cuget? 413. Întrebare. Dacă spun gândului pentru a-ți smeri că îndelunga răbdare nu mi-a venit nici ea de la Dumnezeu, ci de la cel viclean, ca să mă împingă la mândrie, nu mâniu prin aceasta pe Dumnezeu, dat fiind ca toate cele bune vin de la Dumnezeu. Răspuns. Nu e rău să zici că aceasta nu e de la Dumnezeu, căci nu se mânie Dumnezeu de aceasta, pentru că o spui spre nimicirea gândului rău. De fapt, și oarecare dintre sfinții a spus unora care au venit la el să-l vadă despre măgarul lor mort pe cale, Pateric Antonie 12. Iar aceea, minunându-se și întrebându-l de unde știe aceasta, el i-a răspuns, dracii mi-au spus-o, deși cunoștința a ceea ce se întâmplase a venit de la Dumnezeu, dar a spus-o spre folosul acelora. Nota 581. A spus-o aceasta ca să nu fie ispitit de mândria că e în comunicare atât de strânsă cu Dumnezeu, încât el îi spune lucruri ce se petrec la distanță. A spus de la dragi, ca să arate că aceiași pot adăuga ispita lor la această vestire. Și n-a mâniat pe Dumnezeu. 414. Întrebare. Dacă se întâmplă celui păcătos să aibă vedenii, nu trebuie să creadă nici de cum că sunt de la Dumnezeu. Răspuns. Când se întâmplă aceasta unui păcătos, e vădit că e de la dracii cei vicleni, ca să măgească nenorocitul suflet spre pieire. Deci nu trebuie să creadă niciodată acestora, ci să-și cunoască păcatele sale și slăbiciunea sa și să viețuiască totdeauna în frică și cu tremur. 415. Întrebare. Oare și când se arată în chipul Stăpânului Hristos, trebuie să ne întoarcem fața de la ele? Răspuns. Cu atât mai mult trebuie să ne întoarcem atunci ochii de la viclenia și înșelăciunea lor și să le dăm anatemii. Să nu te lași, frate, niciodată amăgit de această lucrare drăcească. Sfinții au parte de vederi dumnezeiești, dar totdeauna lor le premerge liniștea, pacea și o bucurie în inimile lor. Și totuși, cunoscând adevărul, se socotesc pe ei nevrednici. Cu atât mai mult nu trebuie să creadă păcătoșii niciodată acestora, cunoscându-și nevrednicia. 416.
Întrebare. Spune-mi, stăpâne, cum îndrăznește diavolul să arate pe stăpânul Hristos sau Sfânta Împărtășanie, fie în vedenie, fie în vreo nălucire a visurilor? Răspuns. Nu-l poate arăta pe însuși stăpânul Hristos, nici Sfânta Împărtășanie, ci minte și se preface în chipul vreunui om oarecare și al pâinii simple. Dar în mod sigur Sfânta Cruce nu o poate arăta, căci nu află un alt chip prin care să o poată înlocui, fiindcă cunoaștem semnul și chipul adevărat al ei și nu îndrăznește să se folosească de ea, căci în ea s-a desființat toată puterea lui și prin ea a primit lovitura de moarte. Pe stăpânul Hristos nu-l cunoaștem după trup și de aceea diavolul încearcă să ne convingă prin minciună că El este, ca crezând în șelăciunica adevărului să ne pierdem. Deci când vezi în vis semnul crucii, află că visul este adevărat și e de la Dumnezeu. Dar grăbește-te să primești asigurarea arătării ei adevărate de la Sfinți și nu crede gândului tău. Domnul să lumineze gândurile înțelegerii tale, frate, ca să scapi de toată înșelăciunea vrășmașului. 417. Întrebare. Îmi spune gândul, de ți se arată Sfânta Cruce, fiind nevrednic, nu te mândri. Aceasta îmi pricinuiește teamă și frică. Răspuns. Nu fi îngrijorat de aceasta, căci dacă ți se arată peste tot Sfânta Cruce, ea va lunga suflul mândriei, pentru că unde este Dumnezeu, acolo nu este rău. 418. Întrebare. Am auzit că de se arată cuiva un vis de 3 ori, e semn că el este adevărat. Așa este, părinte? Răspuns. Nu e așa. Nu trebuie crezut niciunui astfel de vis, căci ceea ce s-a arătat cuiva vreodată prin minciună, poate să facă aceasta și de 3 ori și de multe ori. Nu te lăsa deci batjocorit, ci ia seama la tine, frate. 419. Întrebare. Uneori văd în inima mea cum gândurile viclene dau târcoale cugetării mele ca fiarele, fără să îmi pricinuiască vreun rău. Ce este aceasta? Răspuns. Aceasta este o amăgire a vrăjmașului, care are ascuns în sine mândria, ca să te încredințeze că gândurile rele nu te pot duce la niciun rău și așa să se trufească inima ta. Dar nu te lăsa amăgit, ci adu-ți aminte de slăbiciunea ta și de păcatele tale și cheamă numele lui Dumnezeu în ajutor împotriva vrăjmașului. 420. Întrebare. Poate spune cineva că Duhul Sfânt locuiește într-un păcătos? Și dacă spune, părinte, că nu locuiește, cum sunt păziți păcătoșii? Răspuns. Sfinții se împrednicesc să aibă pe Duhul Sfânt și se fac loca sau templul lui, căci zice, voi locui și voi umbla în ei. Levitic 26:12, 2 Corinteni 6:16. Iar păcătoșii sunt străini de el, nota 587, ediția Volos, poate se înțelege că sunt străini de lucrarea, dar nu și de puterea lui, căci cei odată botezați, care au primit harul Duhului, chiar de păcătuiesc după aceea, au în inima lor harul Duhului, însă prin putere și ca o scânteie înnecată în patim, nu și ca lucrare cum se află în Sfinți. După spusa, în sufletul viclean nu va intra înțelepciune. Înțelepciune 6:4. Dar sunt păziți prin bunătatea lui. În toate deci să-i înălțăm mulțumire negreitei lui bunătăți și iubirii lui de oameni, că lui se cuvine slava în veci. Amin. 421. Întrebare. Când mă aflu în vreun caz și mă rog și bunătatea negreită a lui Dumnezeu mă ajută, gândul meu se mândrește pentru că am fost auzit. Ce să fac? Răspund. Când rugându-te ai dobândit ceea ce ai cerut și de aceea te-ai mândrit, e vădit că nu te-ai rugat după Dumnezeu, nici n-ai primit ajutorul de la Dumnezeu, ci ai fost sub lucrarea dracilor ca să ți se mândrească inima. Căci când ajutorul vine de la Dumnezeu, sufletul nu se mândrește, ci mai vrutos se smerește și se minunează de marea mila lui Dumnezeu, care binevoiește să miluiască pe păcătoși, măcar că sunt nevrănici și se supără totdeauna. Se minunează că nu ne dă după păcatele noastre, ci în multa lui răbdare trece cu vederea păcatele noastre și ne rabde îndelung și ne miluiește. Și de aceea nu se mândrește, ci tremură și îl slăvește. 422. Întrebarea aceluiași. Când te-am întrebat, părinte, despre îndelunga răbdare, ai spus că atât aceasta, cât și toată fapta bună, este un dar al lui Dumnezeu. Iar acum ai spus despre rugăciune și despre ajutorul de pe urma ei, că nu sunt de la Dumnezeu. Lămurește-mi, te rog, înțelesul acestora. Răspuns.
Dacă fapta cea bună sau rugăciunea a fost însoțită de la început de slava deșartă, a fost fără îndoială diavolească. Dar dacă la început n-a avut în sine slava deșartă, dar pe urmă ai primit-o, ai nimicit ceea ce se făcea bine, asemenea celui ce înalță un zid și apoi îl dărâmă. Dar dacă slava deșartă te-a atacat și tu n-ai primit-o, nu te-a vătămat într-un nimic. 423. Întrebare. De multe ori când rostesc psalmii, mă simt mândrindu-mă. Ce trebuie să spun acestui gând? Răspuns. Când se înalță sau se smândrește inima în vremea rostirii psalmilor, adu-ți aminte că s-a scris. Cei ce se răzvrătesc să nu se înalțe în ei înșiși. Psalmul 65:6. Iar se răzvrăti înseamnă a nu citi în chip înțelept cu frica lui Dumnezeu. Cercetează deci dacă gândul nu ți umblă împrăștiat în vreme ce rostești psalmii și vei afla fără îndoială că se împrăștie și mânii pe Dumnezeu. 424. Întrebare. Când mă îngreunez în gânduri, fie rostim psalmii, fie fără aceasta și chem numele lui Dumnezeu în ajutor, vrăjmașul îmi șoptește că e o mândrie a socotii că fac bine, pomenind încetat pe Dumnezeu. Ce să fac când mi se întâmplă aceasta? Răspuns. Știm că cei bolnavi au nevoie totdeauna de doctor și de leacurile de la el. Și cei prinși de furtuna leargă în grabă spre port, ca nu cumva să li se sfărâme corabia. De aceea și prorocul strigă zicând, Doamne, scăpare te-ai făcut nouă neam și în neam. Psalmul 81:1. Și iarăși, Dumnezeu este scăparea și puterea noastră, ajutor întunecazurile ce ne împresoară pe noi foarte. Psalmul 45:1. Iar dacă El e scăparea noastră, să ne aducem aminte că zice, cheamă-mă pe mine în ziua necazului tău și te voi izbăvi și mă vei preamări. Psalmul 119:16. Să știm, deci, că venind necazul, trebuie să chemăm neîncetat pe milosivul Dumnezeu. Dar chemându-L, să nu ne înălțăm în cuget. Căci dacă nu e cineva nebun, nu se mândrește când e amenințat de vrăjmaș. Deci cei ce avem nevoie de Dumnezeu, să chemăm numele Lui în ajutor împotriva vrăjmașilor. Și dacă nu suntem lipsiți de minte, să nu ne înălțăm cu cugetul, căci îl chemăm avem nevoie și alergăm la el împresurați de necaz. Pe lângă acestea toate, știm că a chema neîncetat numele Lui Dumnezeu e un leac care nimicește nu numai toate patimile, ci însăși lucrarea lor. Căci precum impune doctorul leacul sau pune un plasture pe rană și prin aceasta lucrează fără să știe bolnavul cum, așa și numele Lui Dumnezeu, numit de noi, înlătură fără să știm noi cum, toate patimile. 425. Întrebare. Când gândul meu pare că e liniștit și netulburat, nu e bine să stăruim și atunci în chemarea numelui Stăpânului Hristos? Căci mi se strecoare gândul că atunci, odată ce suntem în pace, nu mai e nevoie de aceasta. Răspuns. Nu trebuie să ne încredem într-o astfel de pace dacă ne știm păcătoși. Nota 589. Există o pace de scurtă durată a fiarei care s-a săturat și a omului care și-a satisfăcut pentru un moment plăcerea. E pacea trupului obosit de spasmul din timpul plăcerii. Patima se va trezi curând din nou. Căci zice Domnul, nu este pace celor păcătoși. Isaia 48:22. Dacă deci nu au pace cei păcătoși, ce pace este aceasta? Să ne temem de ea, cât s-a scris, când zic pace și liniște, atunci fără de veste vine peste ei pieirea, ca și durerea celui ce are în pântece, celei ce are în pântece, și nu vor scăpa. 1 Tesaloniceni 5:3. Se întâmplă uneori că și vrăjmașii aduc din viclenie puțină liniște inimii, ca să cheme numele lui Dumnezeu, dar știind că chemarea lui neîncetată îl enervează și îl slăbește. Știind aceasta, să nu încetăm a chema numele lui Dumnezeu în ajutor, căci aceasta este o rugăciune. Nota 590. Prin chemarea numelui lui Dumnezeu cu iubire, cu laudă, cu mulțumire pentru ajutorul dat, sufletul îi spune tot ce e Dumnezeu pentru el și de fiecare dată potrivit stării și trebuinței momentului. E așa cum o mamă, rostind numele copilului, își aduce în suflet ființa lui întreagă cu tot ce îl caracterizează, dar așa cum îl vede în acel moment. Numele nu e numai o copie a întregului, ci întregului real, care fără a înceta să fie și în afară, este și înăuntru celui ce îi rostește numele. Iar neîncetat e ceea ce nu are margine sau măsură. 426. Întrebare.
Când mă laudă oamenii sau gândul din inimă, nota 591, conștiința din simțire, conștiința unită cu simțirea, și mă văd îngreunat de el, ce trebuie să fac cu el? Răspuns. Când te laudă gândul și nu poți trece nevătămat peste el, silește-te să chem numele lui Dumnezeu și spune-i gândului, scris este, poporul meu, cei ce vă fericesc pe voi, vă înșală și cărarea picioarelor voastre e strâmbă. Isaia 3:11. Că lauda aceasta, frate, nu e nimic altceva decât înșelăciune, o spune prorocul zicând, tot omul este iarbă și toată slava omului este ca floarea ierbii. Isaia 46. Iar că cel ce primește lauda oamenilor nu are niciun folos de la ea, o spune stăpânul însuși. Cum puteți crede în mine când primiți lauda de la oameni? Ioan 5:44. Iar dacă se face ceva după Dumnezeu, trebuie să ne gândim că cel ce se laude întru Domnul să se laude. 1 Corinteni 1:31. Astfel apostolul a ajuns la mari măsuri, nu se laude întru sine, ci zicea, cu harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt. 1 Corinteni 15:10. Lui se cuvine cu adevărat slava și mărirea în veci. Amin. 427. Întrebare. Dacă, deci, psalmodie sau mă rog, sau citesc și îmi răsare un gând necuvenit, îl voi lua în seamă și voi întrerupe psalmodierea sau rugăciunea sau citirea, ca prin alte gânduri să mă împotrivez lui? Răspuns. Disprețuiește-l pe acesta și ia minte cu toată grija la psalmodie, la rugăciune și la citire ca să poți lua putere de la cele spuse. Căci dacă primim să ne ocupăm cu gândurile vrăjmașului, niciodată nu vom putea face nimic. Și aceasta urmărește el. Și când vezi stăruința lor de a te împiedica de la psalmodie sau rugăciune sau citire, nici atunci să nu te lupți cu ele, căci nu e în puterea ta, ci silește-te să chem numele lui Dumnezeu și el va veni în ajutorul tău și va lunga uneltirile vrăjmașilor. Nota 593. Numai conștiința prezenței lui Dumnezeu, trezită de chemarea numelui lui, poate atrage sufletul de la un gând necuvenit. Numai ea mă scoate din limita puterilor mele. Alte gânduri invocate de mine împotriva acelui gând nu mă poate ajuta să-l biruiesc, pentru că sunt susținute numai de slaba mea putere. Căci a lui este puterea și slava în veci. Amin. 428. Întrebare. Cum agonisește cineva pocăința sau străpungerea inimii prin rugăciune, citire și psalmodiere? Răspuns. Pocăința sau străpungerea inimii îi vine omului de la neîncetată amintirea păcatelor. Când deci se roagă cineva rugându-se, trebuie să-și aducă faptele lui trecute în amintire și să se gândească cum vor fi judecați cei ce au săvârșit astfel de fapte. Să se gândească la cuvântul înfricoșător, duceți-vă de la mine blestemaților în focul cel veșnic, etc. Matei 25:4. Iar prin amintirea păcatelor înțeleg nu pe a fiecăruia în parte, ca nu cumva prin aducerea lui în gând să pricinuiască vrăjmașul altă robie, ci să ne aducem aminte numai că suntem înfundați în datoria păcatelor. Și după aceasta, dacă continuă învârtoșarea, să nu înceteze amintirea. Căci de multe ori aceasta o îngăduie Dumnezeu spre a proba pe om dacă stăruie în rugăciunea însoțită de amintirea păcatelor sale. Nota 594. De aici s-a născut rugăciunea concentrată amintită. Avem în acest răspuns și în cel următor o analiză subtilă a acestei teme. Cât privește citirea și psalmodierea, e de trebuință ca mintea să fie atentă la cele spuse și sufletul său să caute să înțeleagă cele cuprinse în ele, că dacă e vorba de bunătăți, să râvnească la ele, iar dacă e vorba de răsplătirea relelor, să scape de amenințarea ce așteaptă pe cei ce le săvârșesc, să stăruie în pomenirea lui Dumnezeu și în amintirea păcatelor, chiar dacă învârtoșarea continuă. Căci milostiv și îndurat și îndelung răbdător e Dumnezeu și primește stăruința noastră. Amintește-i spururea de cel ce zice, așteptând, am așteptat pe Domnul și a luat aminte la mine. Psalmul 39:2. Stăruind în acestea, nădăjduiește că milele lui Dumnezeu se vor aplica la tine de grabă.